În bucătăria casei Mireasa era liniștea de dinaintea furtunii, o furtună declanșată de ironiile care l-aveau ca țintă pe Gabriel. Leopardo, mami! Hei! Valoare! Hei! Gabriel, dar te-ai speriat când am zis azi noapte, băi, frate? Da, am putut să râd. Te-ai speriat? Gabriel, dar puteai să spui apă caldă, direct. Nu. Prea greu chestia asta pentru... Ce zici asta, că nu știu să-l pornesc? Pornește-l tu, măi. N-a zis nimeni asta. Bă, tu nu te lua cu mine, ai auzit? Fă-ți acolo chestia aia și taci din gură. Da, măi, frix. Vezi, poate... Gata, Ștefan, lasă-l. Ștefan, mamă! Frix scooter, mă. Lasă-l, lasă-l, frate. Ștefan, lasă-l. Ce ți-am zis azi, mă? Să nu vorbești cu mine. Ți-am zis să nu vorbești cu mine. Ți-am zis? Oprește-te. Bun, da, măi, pilz. Oprește-te. Vă instigă. Uneori am impresia că instigă. Da, asta faceți, dai seama. Îi bagă microunde și umură dacă nu. Oprește, Gabriel! Vă instigă, da, ca să pară el ăla vinovatul. Da. Nu face pe Vicky mai mult rău de tot ce aveți. Vă știi că mâine e gala și când e gala el... Păi să nu freci el minta. Bea din paharul ăsta, bea. Hai afară. Hai afară, vrei? Hai afară. Gabriel, ce ai de arunci așa? Ce ai de faci așa? În fața Gabriel, fetii, ce ai de faci așa? Ți se pare normal să faci așa? În fața noastră? Eventual suntem și femeia aici. Băi, gata, hai. Dar ce faci cu papuci în față la femeia așa? Mi spăl. Dar spală-i păi la tine, cazul, în față. Ce comportament. Duceți-vă voi afară. Hai afară. Eu zic să taci. Păi ce nu cred că ești... Bă, dar nu ridica vocea. Dar noi îl calmăm pe el și pe tine. Hai, oprește-te, Ștefan. Hai afară. Ce trebuie așa, mă? Hai afară. Frix. Oprește-te și tu, oprește-te. Dar asta nu te suportă nimeni, de felul în care vorbești și cum faci. Ce fac cu el? Cine începe? Păi insiști pe toți, nu mi se pare normal să arunci cu papucul. Nu mi se pare normal să arunci cu papucul, da? Păi mă enervoi. Suntem femei aici, da? Păi da, zice eu ceva. Ești bărbat între femei, trebuie să fii bărbat între bărbați. Păi da, dar cine pune scandal? Bă, și ai? Ți-ai găsit cu cine să faci scandal? Gata, Stilian, hai, duceți-vă voi afară. Băieți, duceți-vă afară. Că împrășiem peste tot. Ce să apucăm o să facă? Dă-mi să șterg pe jos. Îmi scapă din picior. Da, l-ai scăpat din picioare. Dar nu scape mie niște vorbe. Opriți-vă pe bune acum, opriți-vă, încetați. Păi încetați și gata, nu mai... El ridică totul la femei. De pe bune da, acum. Da, el face scandal, nu mai atât știi să faci, Gabi. Să-i implici pe toți, știi că vine gala mâine? Dar știi că vine gala mâine și ce? Nu să-mi zici mie că eu nu știu să dau drumul la asta. Nu ți-a zis nimeni așa, tu vrei să-i instici pe toți, înțelege cum că... Cum mi-a zis nimeni? Nu zice nimeni nimic și tu îi instici pe toți. Mai termină! Nu te mai victimiza așa. Și mâine știi că e gala și faci doar așa ca să avem subiecte mâine, toți. Corect. Da, uite, ai confirmat, bravo. Măcar să vadă lumea treaba asta. O dai deja în penibilitate și nu o să te mai suporte nimeni din casa asta. Băi, dar nu mă lăsați pe mine acum singur aici la cartofenții în avion. Ce bune, mai, pe bune acum, nu fiți... Hai bă, Stelian, lasă-mă. Bine. Oprește și tu cartofii, ia și gata. Ei, oprește cartofii. Ce tați odată, băi, avem 5 ani sau ne putem abține pe bune acum? Cred că suntem oameni maturi, veniți gata. Aici. Gata, Ionela, gata. Dar serios acum. Hai, veniți, intrați sau ce faceți? Păi, haideți în casă. Păi voi rămâneți în casă cu distrusul ăla, poate vă face ceva gata, naibă. Gata. Hai, Stelian, să mă ajut să fac cartofi, las... Zi durule, te iei de fete, acum mai nou. Foarte, foarte puternic ești tu. De ce să nu mai vorbesc? Care ți-au certat cu mine? Păi te cred, măcar atâta lucru ești și tu în stare să faci. Cerți cu fete, ai găsit competiții. Sunt sincer, paharul ăla să umple. Că lumea tace și nu vede nimic. Și tot ce s-a luat de prost. Gabi, 6x4. 28. Cât? Ești bun. Ce? Dar casa cerea măsuri și nimeni nu căuta să identifice de unde s-a stârnit întreaga situație. Deci dacă nu se ia măsuri, deci pentru fapta asta, dacă nu se ia măsuri, eu am plecat acasă. Pe bune, deci chiar mă enervez la chestii. Să se ia măsuri, frate, nu ai cum să stai cu un om ca ăsta în casă. Pe bune, ți-e frică să stai cu el, exact, nu ai cum. Da, și eu când eram, când își făcea Alex, duci. Dar stă, uite așa. Stătea așa, se uita la mine așa. Da, am văzut că și eu am dus cu Ionuț, eram în baie și la mine s-a zbrăcat lângă mine. Era robe.
super, plângea, mai avea un pic, plângea în platou, el râdea. Mie nu mi se par normale astea. Și avea și un râs malefic, efectiv malefic. Și doamna Ioana, dacă îi spunem, se supără pe noi, dar e un adevăr. Și doamne, deci femeia asta e de nota 2000. Păi e de nota 2000, dar trebuie să facă ceva cu el, mai cum. Nu are ce să mai facă cu el, Ixala, și nici să-l aducă la noi, nu. Nu, la noi nu mai are ce. La noi nu mai are ce. Nu, nu ai cum să stai cu un om. Și noi ca femei, când se uită așa, nu. Păi gândește-te că am stat noi 2-3 zile cât. Și tot la fel, așa se uita. Și când ne machiam dimineața și la fel. Nu vreau să pronunț cum se uită, deci nu pot să pronunț cum se uită. Păi știm cu toții cum se uită. Nu, de ce sens. Uitare, da. Păi știu. Pervers. Da. Da, pervers, așa. Da, pervers. Chiar se uită pervers. Agasant sexual. Mai și face așa. Da. Agasant sexual, ăsta e cuvântul, să ți dea treaba asta, nu mă interesează. Nu, e... Te-a rău. Pe bune stare. Și el zice că n-are cum să se apropie de vreo fată. Păi, dar cine să stea cu tine, întrebarea? Cine te acceptă în starea asta? Nu. Tu dai cu papuși prin casă. Păi mâine, păi mâine aruncă cu pahare după noi. Ai fost cu cuțitul atunci? Am văzut la... S-a dat materialul și am văzut. Așa că s-a format un grup al reclamanților care își spuneau pledoaria în fața camerei. Nu ni se pare ok ce s-a întâmplat ca acest individ, nu știu cum să-i zic, să instige și să arunce cu șlapii în bucătăria fetelor. Le putea lovi pe una din ele. Nu mi se pare ok. Aș dori atât eu cât și toți care suntem aici să se ia măsuri împotriva lui, pentru că nu este ok. Și să a ridicat și vocea la fete și nu este ok. Eu nu i-am spus nimic, el a început să ridice vocea, da. Leopardo, mami! Iar Gabriel, dar puteți să spui apă caldă, direct. Nu. Prea greu chestia asta. Și nu accept această chestie. A început să mă jignească, mi-a zis fiți sau nu știu ce, în ce fel. Deci eu cred că ar trebui să se ia niște măsuri, deoarece s-a întrecut măsura. Ne dorim din suflet ca cei de acasă să vadă chestiile astea, chiar dacă nu au fost pe Antena Play. Sper să se dea mâine imagine ce s-a întâmplat în bucătărie, pentru că aceste fete se simt agasate, atât verbal cât și fizic de el, și nu este ok. Nu este ok ca la mireasa să se întâmple asemenea chestii. Da. O să încep prin a spune că îmi dau seama că este o situație tensionată în casa mireasa, motiv pentru care vă rog, în momentul în care interveniți, niciunul dintre voi să nu ridicați glasul. Oricât de, repet, tensionați și încărcați ați fi de ceea ce vi se întâmplă. Am urmărit mesajul pe care voi l-ați transmis pe Antena Play, dar aș vrea să mă întreb totuși cum a început povestea asta. Pot să explic? Deci, chiar îmi doresc. El a venit în bucătărie și a început să cânte. Când am spus eu Leopardo Mami, era o parte dintr-o melodie. Nu m-am referit la el. El cânta când își punea apa, nu s-a dat, că el deja cânta înainte. Și Ionela i-a zis că are voce, să nu mai știu cine i-a zis. Sau Andrada. Și eu am spus Leopardo Mami, pentru că este o melodie. A spus că nu mă vorbesc în pace? Deci, acum vorbesc eu, Gabriel. Acum vorbesc eu, da? Mulțumesc. Pe rând, pe rând. El și-a pus apă de acolo, a băgat-o la microunde. Cum s-a văzut pe material, s-a zis că este apă caldă și la chestia aia de dat apă rece. Nu este. La dozator, cum să nu fie, la noi este. Ei, uite, la fete nu este. El a trăit la în casa fetelor. La noi este. Eu mă rog, nu contează. Ați putut? Nu știu ce, a spus că poate să iei apă de acolo. El a băgat în colo microunde. I-a spus din nou am fost... Mi s-a promis că nu mai... că se va încheia și că... Nu mă va mai băga în seamă. Stai puțin, Gabriel, hai să fim calmi. Asta i-am rugat eu pe băieți. Asta i-am rugat pe băieți. Nu știu, Ștefan. Da. Eu am... Aș fi preferat să mi-ascultați rugămintea. Băieți, de câte ori am discutat și v-am rugat să încetați orice fel de dialog dacă nu se poate altfel. Okay. Acum, eu ți-am auzit relatarea. Da. Okay, din punctul de vedere al unui om care nu trăiește cu voi în casă, da, care doar privește doar a privit acest material,
În mod evident, și cu Leopardu și comentariile fetelor îi erau adresate în mod ironic lui Gabriel. Lumea poate să înțeleagă ce vrea. Noi trăim aici și știm. Pe mine nu mă interesează. E adevărat. Noi nu știm poate tot ce se întâmplă, exact. Dar strict pe faza pe care am văzut-o și faza cu Leopardu și comentariile lor îi erau adresate lui în mod ironic. Acum, ok. Da, jignirile lui nu se iau în considerare, stai. Nu? Am spus că pornim de la începutul, da. Așa. Exact. Pe de altă parte, Gabriel, și pe tine te-am rugat să-ți ții nervii în frâu și nici tu, pe de altă parte, să nu mai reacționezi la orice provocare ar veni din partea altor colegi din Casa Mireasa. Pentru că, până la urmă, poate fi și un război al nervilor. Așa cum nici reacția lui nu e ok cu ironii și așa, pe de altă parte, nu pot să nu să fiu de acord cu ceea ce ai făcut, cu aruncatul papucului. Asta este un gest de agresiune pe care tu l-ai și l-ai și înjurat. A trecut două luni. Nu, ce fac? Toată sala în sare mereu în cap. Eu nu pot, nu ți-a sărit nimeni în cap. Păi poate din cauza unui astfel de comportament și o atitudine din asta. Niciun comportament nu justifică... M-ajini cu ceva? Niciun comportament... Fetelor, stați un pic. Niciun comportament nu justifică nici înjurăturile, nici aruncatul papucului, nici ironiile. Ok, dar ieri, după amiază, cred, așa, eram în casă cu Stelian și Gabriel. El a început să ne ia la mișto oarecum, că zicea, băi, Stelică, băi, asta e foarte rău, că și tu pornești. Și după aia a spus... Și tu, la rândul tău, ai încălcat rugămintea mea. Și lor le-am spus, imediat, băieți, imediat. Și lor le-am spus, vă rog frumos, lăsați-l în pace, nu vă mai legați de el. Dar ce l-a provocat? E valabil și pentru tine. Nu contează, nu te lăsa provocat. Nu, haideți să-mi ia lumea viața și eu să tac din gură. Dar și tu îi provoci, dacă îi spui, băi, Steli, este ca aia, Leopardul mami. Dar numai el m-a vorbit, m-a făcut, mi-a scos cuvintele pe gură fără să vreau. Pentru că vorbeam non-stop. Eu nu am vrut să vorbesc. Pe rând. Stai așa că am terminat. Când a fost chestia cu... Gabriel, te rog să te calmezi. Nu, vi se pare normal de două luni numai subiectul Gabriel? Uitați cum vorbește cu provoci. Doamna Simona. Păi cum îl provoc? Îmi fac un ceai? Doamna, eu n-am voie să fac un ceai la voi în casă. Acum nu a spus nimeni. Ce am făcut? Mi-am făcut un ceai cu ce am greșit. Ai dreptate aici. Nu ai greșit cu absolut nimic. Și de ce tu făceai un ceai, ei te-au ironizat, tu le-ai răspuns și ai aruncat papucul. Înțelegi? Știi cum e? Și tu, ba și tu, ba și tu, ba și tu. Știi ce se întâmplă? Înțeleg fetelor că vă simțiți agresate de privirile lui. Și acum în platou este total altă personalitate. Cred că are personalitate duplicitară. Îmi pare foarte rău că pun un diagnostic, cum eu nu spune, știu asta. Ia continuă să alimenteze ceea ce trebuia să treacă. Pot să vorbesc? De ce nu lași și pe mama să vorbească? O spune o persoană care are câteva zile în casă, dar noi care avem... De ce nu lași și pe mama? De ce ai oprit-o pe mama să vorbească? Vă rog, doamna Ioana. Ați văzut ca și mine materialul. Da, am văzut. Eu, ce să zic, sincer, și ieri am repetat la Capricci, mi-a zis că este epuizat psihic, că este obosit psihic, de fapt. Și am văzut că băieții, și ieri la un material din Capricci, am văzut că îl tot instigau și a întrebat domnișoara psiholog. Ascultă la mine ce a zis domnișoara, a întrebat domnișoara psiholog pe Ionuț, dar de ce ai alimentat? Din curiozitate. Din curiozitate ce? Ce să vezi? Cum reacționează sau ce să vezi? Asta este o întrebare. Vreau să vă întreb ceva. Stai puțin, Ionuț. Vreau să vă întreb ceva. Doamna Ioana, cum era el când era copil? Adică era tot așa ținta ironiilor colegilor? S-a mai confruntat cu episoade de astea? Era foarte, foarte calm, era foarte, țin minte, avea 6-7 ani, era foarte, foarte calm. Aveam un vecin, nu pot să dau nume, tot așa, el ironiza și i-a zis ultima dată băiatul acela, când i-am zis, dar de ce te iei de el că el este calm așa? Poate vrei să ți-l omor sau nu știu cum. Deci el era un băiat care nu băga în seamă, care era foarte calm. Dar a avut probleme de integrare la școală? Încerc să îmi dau seama... Păi de asta, nu, de integrare la școală, nu, absolut deloc. De ce? Absolut deloc. Vă spun sincer că nu mi s-a mai întâmplat niciodată, de când moderez această emisiune, să avem o situație cu un concurent care să fie pus la zi de către toți ceilalți. Cum a zis și Ramona și fetele care vin de afară,
mă așteptam să se facă asta, fiindcă el este deja catalogat. Deja băieții l-au catalogat, se vede cum este catalogat, deci mă așteptam la toate astea. Bun, nu poate să continue la nesfârșit situația asta. Nu. Îmi dau seama că nu e interesul nimănui să fie cineva nici terminat psihic, nici ceilalți, nu știu, să se simtă cumva, cum spuneau fetele, că se uită, nu știu, habar n-am, nu știu. Nu trăiesc cu voi în casă, dar e clar că este o că lucrurile au escaladat. S-a ajuns într-un punct în care suntem puși în fața unei decizii. Și decizia este în felul următor, pentru că voi știți că această emisiune are un regulament și plecările se fac așa, ba votare din casă, ba votarea telespectatorilor. Eu aș vrea să-i rog pe cei de acasă, ca vreme de o săptămână, să voteze dacă Gabriel rămâne sau părăsește Casa Mireasa. Și e o chestie foarte serioasă. Și chiar vă rog și voi cei de acasă, pentru că vedeți cumva în ansamblu toată povestea, dincolo de cele 3 ore de emisie de aici și cele câteva ore și de la Capricii, vă uitați foarte mult pe Antena Play și știu lucrul acesta pentru că citesc comentariile voastre, citesc ce se scrie pe grupuri, știu cât sunteți de implicați. Adică îmi dau seama că înțelegeți și atunci rugămintea mea către voi este ca vreme de o săptămână să votați soarta lui Gabriel, dacă el să rămână în emisiune sau să părăsească emisiunea. Aveți un tablou complet, știți părerile lor, știți și părerea lui, știți și părerea doamnei Ioana, vă rog să luați o decizie corectă. Acestea fiind spuse, mergem mai departe.